Salută, prieteni, bine ați venit pe lecția de informatică, sunt Iosif Potnar. Continui seria de tutoriale Windows Form App. De această dată voi face un tutorial legat de acest tip de proiecte pe care le puteți face în Visual C Sharp, și anume Windows Form App, sub .NET Framework și nu .NET Core, care este ultima versiune de framework realizată de Microsoft. Am să discut în alte tutoriale despre această nouă versiune de framework, și anume .NET Core. Acum, obiectivul meu este să vă arăt cum puteți crea mai multe și să adăugați mai multe formulare la proiectul vostru Windows Form App și cum puteți modifica formularul care va fi lansat din această multitudine de documente de formulare pe care le aveți în proiectul vostru. În limba engleză se spune Startup Form. Deci care va fi formularul care va fi lansat din acest ansamblu de formulare. Și atunci haideți să creăm un proiect Windows Form App de la început. Mergem aici și dăm un click pe acest Create New Project. Așa, și atunci aici trebuie să fac niște schimbări și să selectez C Sharp, așa, și am nevoie, nu de Windows Forms App .NET Core, v-am spus că aceasta este ultima versiune de framework al Microsoft, dar am de gând să fac tutoriale despre .NET Core mai târziu, deci am să las acum această versiune de framework și mă duc să caut unde găsesc .NET Framework. Ia? De aici, practic, avem Windows Presentation Form. Este o altă posibilitate de a crea proiecte în Visual C Sharp. O să discut și despre acest lucru într-un alt tutorial. So, aici este versiunea de Windows Form App sub care vreau să realizez proiectul, și anume .NET Framework. Selectați atunci această versiune de Windows Form App, după care clică pe Next. Aici voi scrie numele proiectului și am să scriu efectiv ce vreau să fac, adăugare formulare. Da. Așa, haideți să schimb locația unde doresc să pun acest proiect. Mă duc aici. Și am aici un folder, așa să fie toate împreună. Și aici, întotdeauna la soluții, îmi place să pun un SN, solution, deci ca să fac diferența între proiect și soluție. Nu este obligatoriu, este ceva opțional pe care eu îl fac. Așa, click pe Create, așteptăm puțin până ce proiectul nostru va fi lansat. Așa, și uitați, aici este formularul aferent acestui proiect, da? Visual Studio îi oferă automat implicit un nume, și anume acest Form 1. Mergem aici în Solution Explorer ca să facem un mic studiu. Ce avem aici? Vedem formularul nostru, are atașat un fișier cu extensia CS. Mergem pe această săgeată, dăm un click și putem extinde acest lucru, acest formular, și vedem că avem alte două fișiere, avem acest designer.cs și avem și acest fișier form1.rex. Așa, am să dau un click pe el, da? Și să vedeți conținutul acestui fișier. Bun, haideți că le închid, așa că momentan nu avem nevoie de ele. Nu, n-am făcut nicio schimbare, așa că dau un save, așa. Bun. Și aici un save. Așa, mă duc înapoi în Solution Explorer, din nou lansez formularul, așa. Haideți să modific puțin acest formular. Dacă doriți să vedeți codul aferent acestui formular, mergeți cu partea dreaptă a mouse-ului și selectați să fie cod. Și acum vedem codul. Ce vedem aici? Vedem că avem aceeași denumire pentru clasă, la fel cum avem aici pentru fișier. Practic, această clasă face parte din acest fișier, și ce mai observăm? Că pentru formular avem același nume ca și clasa. De ce? Pentru că acest formular este practic un obiect care face parte din această clasă.
Da? Deci form 1. Da? Și, practic, formularul este legat direct de această clasă. Da? Bun. Putem merge aici în Solution Explorer și putem schimba numele acestui fișier dacă dorim. Să-i spunem din form 1, formular, să spunem așa, formular, și să-i spunem formularul principal, formular principal. Un pic lung, dar asta e, da? Să lăsăm așa, nu-i nicio problemă. Bun, dăm un yes, nu-i nicio problemă, nu avem erori, da? Și în acest moment observați că s-a schimbat denumirea implicit și denumirea clasei aici în interiorul fișierului, în momentul în care am schimbat aici denumirea acestui fișier. Da? Se poate observa. De asemenea, acesta este un constructor. Constructorul întotdeauna trebuie să aibă același nume ca și clasa din care face parte. Da? Dar haideți să vedem ce se întâmplă dacă voi scrie un nume diferit decât numele care apare aici pe acest fișier, dacă voi scrie pentru clasă un nume diferit. De exemplu, am să șterg acest principal și am să las doar acest P. Da, în primul rând, voi primi erori, pentru că, așa cum spuneam, constructorul trebuie să aibă același nume ca și clasa și atunci trebuie să respecte această regulă. Dispare de la constructor erorile, dar erorile se păstrează, da, după cum vedeți aici, și atunci ce e de făcut? Mă duc în Solution Explorer. Acest fișier, după cum vedeți, această clasă moștenește toate proprietățile, metodele și așa mai departe, de la o altă clasă, și anume de la clasa Form. Da? Deci aceasta este o clasă copil, iar Form este o clasă părinte. Iar această clasă, formular P, moștenește de la clasa Form. Da? Și atunci mergem aici, în Solution Explorer, și deschidem acest fișier, da? designer.gs. Vedem și aici că avem erori și atunci ce trebuie să facem ca să corectăm această eroare? Practic, trebuie să schimbăm denumirea clasei și în interiorul acestui fișier din formular principal în formular P. Și în acest moment dispar erorile, da? Deci, concluzia este că este recomandat ca fișierul din care face parte clasa să aibă același nume. Dar voi puteți să schimbați acest lucru, puteți să atribuiți clasei un nume diferit decât fișierul, dacă doriți, dar va trebui să faceți modificările pe care eu le-am făcut anterior. Dar, în principal, nu vă complicați. Lăsați același nume pentru clasă ca și pentru fișier. Deci ambele să aibă același nume. Da? Da, doar dacă doriți să aceste două să aibă nume diferite, mă refer la clasă și fișierul din care face parte, puteți să faceți așa cum am arătat mai înainte. Haideți să lansăm această aplicație atunci. Așa, continuăm să avem erori. Haideți să vedem despre ce este vorba. Așa, practic trebuie să mă duc înapoi în acest fișier. Da? Aici, da. Bun, practic toate formularele sunt lansate din interiorul metodei principale main, care este principala intrare în toate proiectele Windows Form App, Visual C Sharp. Și din această cauză am eroarea, pentru că ar fi trebuit să modific denumirea formularului și aici, în interiorul acestei metode, static void main, care este, așa cum vă spuneam, principalul punct de intrare pentru orice aplicație Visual C Sharp. Practic este vorba despre acest fișier de aici, așa? Se și vede aici, aceea este fișierul. Și practic, acum, dacă mă duc pe formular, așa, mă duc înapoi în interiorul fișierului și ce trebuie să fac aici? Trebuie să schimb și aici denumirea. Așa, bun, și în acest moment aplicația trebuie să ruleze fără erori. Da. Deci rulează fără erori, haideți să închid Avastul ăsta, că nu o să ne încurce aici și o să apară întotdeauna. Așa,
să-l dezactivăm. Da. Deci, așa cum ați văzut, acum se lansează formularul fără nicio problemă, nu mai avem niciun tip de eroare. Dar sunt tot felul de artificii, ați observat care sunt modificările pe care trebuie să le faceți. Da? Bun, haideți să mergem mai departe. Și atunci, cum adăugăm formulare? Haideți să închid aceste fișiere, pentru că avem prea multe fișiere deschise și atunci acest lucru ne va crea aici un fel de dezorganizare. Și atunci, haideți să adăugăm formulare, care de fapt este scopul acestui tutorial până la urmă. Deci, selectați soluția, clic cu partea dreaptă a mouse-ului, selectați Add, după care selectați Windows Phone. Acest lucru va duce direct în această fereastră și Visual Studio va selecta automat această variantă, Windows Phone. Deci, practic, ce avem de făcut decât să scriem numele formularului. Și atunci am să-i spun roșu, da? După care Add, așa, modific puțin dimensiunea acestui formular. Așa, mă duc în property și vreau să schimb culoarea de fundal, tocmai pentru că i-am dat lumina de roșu. Mergem aici în custom și selectăm această culoare, da? Bun. Mă duc înapoi în Solution Explorer și mai doresc să adaug un formular. Am să parcurg aceiași pași și am să-l denumesc de data aceasta, să spunem galben, da? Galben, așa. Add. Bun. Modific dimensiunea și modific culoarea de fundal din alb către galben. Să spunem așa. Da. Da, este bine. Bun. Așa, mergem din nou Solution Explorer. Ce vedem? Avem cele două formulare pe care le-am adăugat anterior, galben și roșu. Ambele au aceleași fișiere, da, avem acest galben.izana.gs și acest galben.rex. La fel stau lucrurile și pentru celălalt formular, adică pentru toate formularele, da, și pentru formularul principal până la urmă. Bun, haideți să lansăm din nou programul, așa, și vedem că se lansează formularul principal, da? Deci acesta este formularul principal. Haideți să schimb denumirea aici ca să putem identifica mai bine. Da? Și atunci aici este formularul principal. Mă duc în Properties. Haideți să selectez formularul mai întâi, Properties, și mă duc să caut proprietatea text. Este aici. Așa, și am să scriu formularul principal, da? Ca să știu că acesta este formularul care este formularul principal. Bun, s-a modificat denumirea sa aici. Din nou mă duc pe Start. Și ce observ? Că acesta este formularul care se lansează, da? Închid și Visual Studio, adică îl pun jos pe taskbar. Acesta este formularul care se lansează, da? Celelalte două formulare, roșu și galben, sunt pasive, deci nu le putem lansa, da. Dar noi putem schimba acest lucru. Cum putem schimba care formular să fie lansat? Care să fie startup formular? Mergem aici în Solution Explorer și acesta, după cum vă spuneam, este fișierul care conține punctul principal de intrare în orice aplicație Windows Form, Visual C Sharp, și anume acest fișier program.gs. Haideți să-l deschidem. Și principalul punct de intrare este această metodă static void main. Și atunci aici, dacă mergem, o să observați că avem această clasă application cu metoda run. Și aici avem, practic, denumirea clasei care conține formularul principal. Și aici putem modifica care formular va fi lansat. Dacă eu vreau să lansez formularul roșu, da? Atunci eu voi pune aici roșu. Așa, mă duc, lansez această aplicație și puteți observa acest formular roșu este acum principalul formular care se va lansa atunci când lansez acest proiect. Și așa mai departe, pot să modific acest lucru, da? Mă duc și scriu aici albastru, așa, albastru sau galben, galben, da, galben aveam, în ce spuse, galben, da, așa, bun, așa, haideți să lansăm aplicația și acum
Formularul galben este formularul principal care se va lansa odată cu lansarea proiectului. Deci, aceasta este metoda prin care puteți să modificați care formular din multitudinea de formulare care fac parte din proiectul vostru să fie lansat în momentul în care proiectul este lansat. Așa. Ce mai puteți să faceți? Puteți să organizați aceste formulare în foldere, în directoare, da? Și în felul acela aveți o organizare foarte bună. Mergeți din nou pe soluție, clic cu partea dreaptă a mouse-ului, selectați Add, după care New Folder. Și aici să scriu formulare. Da? Și pot să selectez aceste formulare. Selectez formularul roșu, după care apăsc tasta Control, dacă aveți Windows, și mă duc pe celelalte două, le selectez, după care cu mouse-ul le trag în interiorul acestui folder. Așa, și acum aceste trei formulare fac parte din acest folder, formulare, așa cum vedeți. Pot să închid și practic acum se vede frumos, organizat. Practic sunt ascunse în acel folder. Dacă vreau să văd formulare, doar clic pe această săgeată și uitați, aici sunt formularele mele. Aplicația lucrează fără nicio problemă, lansez din aplicația și observați cum formularul galben este lansat împreună cu proiectul atunci când lansez proiecte, pentru că acest formular apare aici în interiorul parantezelor acestui metod de run și care face parte din punctul principal de intrare, care este această metodă static void main. Așa. Bun, să vedem ce se întâmplă dacă mai adaug acum un formular. Da? Haideți să mai adaug încă un formular și am să-l denumesc că am creat un nou folder din greșeală, îmi cer scuze. Haideți să șterg acest folder. Așa, mă duc din nou pe soluție, clic cu partea dreaptă a mouse-ului, Add, după care Windows Form, așa, pentru că vreau să adaug un alt formular și am să-l denumesc albastru, așa, Add, așa, și observați cum se adaugă acest formular la proiectul nostru. Mă duc în Properties să-i dau culoarea de fundal albastru, așa, Custom, și am să găsesc aici un albastru. Ia, da, este bine, bun. După care mă duc în Solution Explorer și ce observ? Că cele trei formulare pe care le-am inclus în acest folder, da, sunt organizate separat în acest folder, iar formularul pe care l-am adăugat recent apare separat în afara acestui folder. Deci așa se va întâmpla întotdeauna dacă organizați în foldere formularele voastre. Formularele pe care le-ați organizat în foldere vor fi separate față de formularele pe care le adăugați după aceea. Dar voi puteți schimba acest lucru, deci foarte simplu, puteți adăuga formularul pe care l-ați adăugat în folderul respectiv. Haideți să adăugăm, selectăm și cum au să-l tragem în acest OK, în acest folder, și apare, cum vedeți, în acest folder și acest formular. Așa, după care mergem și lansăm această aplicație. După cum puteți observa, nu apare nicio modificare, nu sunt erori, deci puteți face acest lucru fără nicio problemă. Dacă doriți să modificați lansarea formularului, adică formularul care va fi lansat în momentul în care lansăm proiectul, puteți merge în fișierul program.cs, în interiorul punctului principal de intrare, metoda static void main, și de aici schimbați galben cu albastru și atunci acest formular albastru va fi principalul formular care va fi lansat odată cu proiectul, așa cum se vede în acest moment. Cam atât am vrut să vă arăt referitor la posibilitatea de a adăuga mai multe formulare și cum puteți modifica formularul care va fi lansat odată cu proiectul. Vă mulțumesc că ați participat la acest tutorial și vă aștept în continuare pe lecția de informatică. La revedere!